Nu este un vis al actualului patriarh, este un vechi vis al primului patriarh de a avea o catedrală a întregului neam. Iată că în Gara Băneasa ne vor da colegii imediat imagini, facem doar o comutare tehnică, intră trenul Regal, cel care peste 3 ore îl va conduce pe ultimul monarh al României, pe regele, majestatea sa, regele întâi, la Curtea de Argeș. Dimineață, la deschiderea emisiunii, spuneam că a avut un destin oarecum pus sub niște cifre. El a trăit 100 de ani, trăind în două secole, dar nu trăind simbolic, că am trecut de anul 1900 sau că am trecut de anul, ci trăind din plin anii învolburați. Și că acest drum de 150 de kilometri până la Curtea de Argeș înseamnă, de fapt, 70 de ani de istorie de la abdicare și până în ziua de astăzi. Aș îndrăzni să spun chiar mai mult, pentru că, vedeți, Curtea de Argeș este, în primul rând, zona de formare a țării românești, a primului voievodat, zona aceasta Argeșului, așa încât, poate nu întâmplător, tot acolo, la mănăstirea Curtea de Argeș, sunt și mormintele primilor doi regi, Carol I și Ferdinand. Carol I, poate nu întâmplător, a ales mănăstirea de la Curtea de Argeș. Într-un fel, prin această necropolă regală, domnească și regală, se întregește istoria noastră și acum, sigur că, din motive de spațiu, acolo va fi mormântarea se va petrece într-o altă necropolă realizată de un important arhitect, Augustin Ioan. Da? Chiar reputat și care a făcut ceva absolut foarte interesant. Da, și păstând, dacă vedeți, aceeași veche zidărie. A adus legătura între catedrala veche domnească și necropola regală. Și primele biserici domnești din zona Argeșului, care sunt cu această cărămidă aparentă, brul de cărămidă aparentă, într-un fel întregind și arhitectural istoria acestui spațiu. Vă mulțumesc pentru participare la emisiune. Încercăm să mai intrăm o dată în legătură cu dealul Patriarhiei, cu colegul meu Radu Andrei Tudor, pentru că se apropie cortegiul funerar de el. Bună, Radule, deși la tine e încă liniște, în curând vei avea rumoarea și ceea ce se va întâmpla cu ceremonia. Așa este, Titi, ne auzim. Aș putea să completez de ce nu regele Mihai, am putea spune că a avut un destin shakespearian. Însă revenind la ce se întâmplă aici la Patriarhie, vreau să vă spun că au ajuns aici oficialitățile, în afară de familia regală a României, care urmează cortegiul funerar pe jos, până aici, pe dealul Patriarhiei, au ajuns aici reprezentanții familiilor regale din Marea Britanie, din Suedia, Spania, Belgia, Iordania, Luxemburg, Liechtenstein, Bulgaria, Grecia, Serbia, Albania, Franța, Prusia, Italia, Portugalia și nu numai. Vreau să vă spun că la ora 12:50 va începe slujba de înmormântare oficiată de Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu un sobor arhieresc, așa cum vă spuneam, format din mitropoliți, preoți și diaconi. Potrivit purtătorului de cuvânt al Patriarhiei Române, la ceremonie vor fi prezenți mai mulți membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care nu vor sluji, ci vor asista la slujbă din strană. Răspunsurile liturgice la slujbă vor fi date de corul Tronos al Catedralei Patriarhale. Aici accesul oamenilor a fost interzis, însă jos, unde se face intrarea pe dealul Patriarhiei, pot să vă spun că s-au adunat deja sute de oameni care vor să-și ia rămas bun de la regele Mihai.
sute de oameni adunați. În urma cortegiului sunt câteva mii, aproximau colegii noștri de la Piața Palatului și aproximam și noi de aici, din studio. Ce simți tu în această zi, Radu? Dar te întreb din altă perspectivă. Din perspectiva că, practic, timp de 4-5 zile, în fiecare zi, ai fost moderator, prezentator, te-ai implicat jurnalistic și emoțional și intelectual în a decoperta multe din istoriile neștiute ale vieții regelui Mihai și ale monarhiei române și ale istoriei României, în definitiv. Este foarte adevărat și mărturisesc, Titi, că am asistat la adevărate lecții de istorie în aceste zile. Am învățat lucruri pe care poate în școală nu le-am învățat. În aceste zile am aflat detaliile neștiute ale destinului regelui Mihai și m-am bucurat foarte mult să văd că oamenii care ne-au privit au rezonat la poveștile pe care le-au auzit pe parcursul acestor zile, la acele, cum le-am spus eu ceva mai devreme, lecții de istorie. Merită să urmărim aceste lucruri, să ne știm exact istoria și mai cu seamă să ne dăm seama dacă nu cumva în aceste zile încercăm să ne spălăm noi ca popor un păcat în fața regelui Mihai. Altfel de sărbătoarea creștină a Crăciunului. Mulțumesc, Mihai, rămânem în legătură pentru că mai ai acolo de făcut relatări. În studio alături de mine pentru aceste trecere a venit un vechi coleg și mulțumesc, domnul Filareta Catrinei, care are la activ multe zeci, sute de ore de emisiuni istorice într-o perioadă în care televiziunea ulterior a reușit să facă și în alte tipuri de combinații, avea chiar o redacție specializată de istorie. Spuneam și am vorbit, domnule Filareta Catrinei, cu mai mulți interlocutori. Ne referăm la faptul că mass media, și acum trebuie să o luăm, mass media totul e în ansamblu, inclusiv ceea ce denumim social media și chiar ceea ce a apărut între timp față de ceea ce știm noi, generația mai veche, jurnalismul cetățenesc. Eu l-am numit în felul ăsta pentru că era de anticipat, adică omul își spune vizibil părerea lui este apreciată sau nu este apreciată, adică a devenit un purtător de mesaj. În ce măsură mass media are avut în zilele acestea ocazia să consemneze și să readucă și să aducă noutăți în fața tuturor oamenilor, lucruri despre care unii nu știau, chiar dacă erau mai în vârstă, nu cei tineri cu siguranță nu fusese reeducați în școală. Vorba unui intervievat, exista prima pagină cu regele Mihai care a fost ruptă în acum 70 de ani. Întotdeauna mass media are rolul ei în formarea opiniei publice. Întotdeauna mass media trebuie să pună la dispoziția publicului ceea ce publicul așteaptă și mai ales adevărul. Întotdeauna adevărul trebuie căutat și expus. Mass media a fost soare la înălțimea tuturor acestor ani? Noi am avut experiența multor transmisiuni directe cu evenimente mai mult sau mai puțin tragice din istoria românilor. Dar acum trebuie să însemnăm, să marcăm faptul că istoria va consemna că în zilele lui decembrie 2017 majestatea sa, regele Mihai al României, s-a scuturat cu frunzele acestui an de jale. Lumea va trebui să înțeleagă că mulți români au rămas în memoria colectivității a dreptei monarhiei sau a republicii. Nu asta este important acum. Important este faptul că pentru mulți români au rămas un murmur și un semn de întrebare. Cui ne lași pe noi, majestate? Cui ne lași pe noi, stăpâne?
casei se e pe lui, toată crișoara cea de voie și cea fără de alături de noi, mă refeream la domnul Filare Tagatrini și mine și părintele profesor dr. Mihai Săsăujan de la Facultatea de Teologie Iustinian Marina din București. Iată, a fost o oprire tradițională în ritualul înmormântării la români, la românii ortodoși. Popularii spunem stânci sau stâlpări. Așa se fac în funcție de zonă, mai multe asemenea opriri sau mai puține asemenea opriri, indiferent de înmormântare. Ce înseamnă asta pe scurt? Bine v-am găsit. E adevărat, este un moment foarte important acesta. E de fapt expresia însoțirii adormitului în Domnul de către biserică prin rugăciunile ei. Cuvântul stâlp, etimologic, chiar are o înțelegere foarte frumoasă. Aceste rugăciuni care s-au făcut în toate aceste zile sunt ca niște stâlpi pe care stă rugăciunea bisericii
creștine, ortodoxe, care îl însoțește pe adormitul în Domnul spre momentul slujbei de înmormântare. Cortegiul se află la poalele Dealului Patriarhiei. Cum bine ați văzut, acum va exista o scurtă buclă spre stânga și apoi practic alinierea cu aleea care va urca spre Catedrala Patriarhală. Noi ne ducem însă la Gara Băneasa pentru câteva clipe, pentru că acolo se află Diana Dumitrașcu, reporterul nostru. Bună ziua, Diana! Tuturor, aici la gara din Băneasa totul este pregătit pentru momentul în care va fi adus sicriul cu trupul neînsuflețit al majestății sale regelui Mihai. Trenul a fost deja tras la peron. La ora 14:40 acest tren regal va trebui să plece spre Curtea de Argeș. Însă în momentul în care sicriul cu trupul neînsuflețit al regelui Mihai va ajunge aici, momentele se vor desfășura foarte repede. Militarii vor scoate din mașina mortuară, mai întâi crucea, ulterior coroana de flori și mai apoi sicriul cu trupul neînsuflețit al majestății sale regelui Mihai, pe care îl vor purta pe umeri până la vagonul în care acesta va fi depus. Militarii vor da și câteva onoruri și vor fi intonate și marșuri funebre. Spuneam că sicriul va fi depus într-un vagon special care a fost atașat la acest tren. În celelalte vagoane vor urca membrii familiei regale, dar și membrii familiilor regale prezente la București la ceremoniile funerare care au loc aici. Cu trenul au călătorit simbolic și Carol I, Ferdinand sau Regina Maria în drumul lor către eternitate. Trenul regal este folosit de familia regală încă din anul 2012. Ne amintim cu toții că am văzut nenumărate călătorii simbolice, în special în ziua de 1 decembrie. Cu trenul a plecat majestatea sa și în 3 ianuarie 1948 în exil și există un interviu în care povestește că înainte să se urce în tren s-a întors către militarii care erau cu spatele la el și a văzut pe obrajii unuia dintre militari lacrimi. Cu trenul, majestatea sa se întoarce acum acasă, în drumul simbolic către eternitate, la Curtea de Argeș. Mulțumesc! Revenim în studio și continuăm. Cortegiul urcă acum pe dealul Metropoliei. Părinte, o evaluare din punct de vedere, aș spune, spiritual a acestui moment. Pentru un popor care încearcă să-și reînvețe de 27 de ani încoace istoria. Nu spun că trebuie să fie într-un fel sau altul, dar încercăm astfel, să fie astfel încât în fiecare etapă să mai învățăm câte ceva. Și în toată viața lui, regele, cred că nu există scriere, nu există notă, nu există, cum să spun, suită de comentarii în care să nu facă referire la Dumnezeu. Da, cred că acest lucru este absolut fundamental pentru aceste momente, reliefarea dimensiunii spirituale din viața regelui Mihai, dar de asemenea reliefarea credinței puternice în Dumnezeu ca o componentă fundamentală în definirea identității monarhiei. Așa cum spuneați, și eu în ultimele zile am încercat să-l redescopăr pe majestatea sa, regele Mihai, și am găsit și am parcurs cuvântările sale, identificând această accentuare specială a semnificației credinței ortodoxe în viața sa, dar și în viața poporului român. Există un interviu foarte bun, foarte reușit, pe care l-am revăzut aseară târziu, făcut de doamna Cristina Țopescu, în care regele Mihai vorbește impresionant despre viața sa, despre biografia sa și la un moment dat menționează faptul că, dacă citez, nu era credința mea în Dumnezeu și ceea ce mi-a inspirat mama mea prin tot ceea ce a făcut pentru mine, poate că prin toate greutățile prin care am trecut puteam să ajungem să ne fie foarte greu. Domnule Filareta Catrinei, vreau să spun că un lucru mai puțin cunoscut,
În 1960, Majestatea sa regele și regina au scris o carte, o piesă de teatru. Se numea Alegerea. Un conținut foarte interesant, pe marginea contradicțiilor dintre socialism și comunism, dintre ce ar trebui să fie umanitatea și ce a ajuns în comunism. Dar ceea ce este mult mai important este faptul că se subliniază în mod deosebit rolul credinței în salvarea omului și a omenirii. Să ascultăm aceste clopote solemne care sunt nu numai ale Patriarhiei, ci și de la unele biserici din apropiere. Trebuie să spunem că asemenea procesiuni pe dealul Patriarhiei sunt foarte rare. Și acest moment, într-adevăr, este un moment istoric. Care nu este stâlp, ci mai degrabă zis o reculegere. Când sunteți Filareta Catrinei că mama regelui Mihai a avut un rol important în definirea lui ca personalitate și ca identitate spirituală, fiind grecoaică, fiind ortodoxă, iată și am spune o altă grecoaică aici, ortodoxă, botezată ortodox, este Regina Sofia. Se știe din totdeauna că majestatea sa a avut un cult deosebit pentru mama sa, pentru regina Elena. Se știe foarte bine că a crescut în preajma ei atât cât s-a putut, până în momentul în care a fost alungată din țară, dar majestatea sa a păstrat întotdeauna un respect deosebit și o iubire fără margini față de mama sa. Deci știu de asemenea faptul că regele Mihai a fost crescut și educat în spirit creștin.
a fost el spune în memorie la un moment dat, sigur că faptul da. Că și-a învățat și cele și fiicele tatăl nostru, măcar să-l știe în românește. Așa e, da. Și mai trebuie remarcat un fapt, și anume acela că în momentul în care regina Elena a revenit în țară, majestatea sa a primit-o la gară și primul lucru care a spus, să rămână bine ați venit. A rămas cu ceea ce el știa de la vârsta mică, de câțiva anișori, când a crescut cu mamă. Pentru că, dureros la un moment dat, spune majestatea sa, am avut mamă când a avut nevoie de tată și am avut tată când aveam nevoie de mamă. Deci tot așa facem. Iată, în aceste momente se îndreaptă cei 8 militari din regimentul 30 Gardă spre Catedrala Patriarhală, unde slujba va fi oficiată, părinte profesor, de preafericitul părinte patriarh Daniel. Gândeam la un moment dat, într-un chip simbolic, faptul că în chip solemn, dacă ne referim la solemnitate, definind-o prin două componente, sacralitate și utilitate, regele a fost în această catedrală doar de două ori, la încoronare și iată la înmormântare. În acest sens, da. Pe de altă parte, după anii după 1997, care au revoluției, au fost multe dățile când majestatea sa a ajuns în Catedrala Patriarhală din București, anii 97, 2000, 2001, 2006, spre exemplu în anul 2007, a fost invitat de către profesorul părinte patriarh Daniel să ia parte la ceremonia de entronizare a sa ca patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Și mi se pare foarte important, iată, se întoarce, cum spuneați, în biserica, biserica în care a fost încoronat și uns cu Sfântul Mir. Da. Un lucru foarte important din perspectiva creștină a semnificației conceptului monarhie de drept divin, aici, în această catedrală, el a primit această demnitate absolut specială de a fi ridicat prin încoronare și ungere la demnitatea de uns al lui Dumnezeu. Aici vorbim se întâlnesc de anul 1940. 40, da. 6 septembrie.